Vreau să vă zic că la nivel național, instituții, organizații neguvernamentale, inclusiv media, există o anumită rată, un anumit nivel de inconștiență. Inconștiență față de fenomenele care se întâmplă, de fapt, în societate, ce se întâmplă din punct de vedere geopolitic cu țara noastră și așa mai departe. Noi nu suntem conștienți de pericolele și riscurile, nici măcar nu suntem în stare să le conștientizăm că ele există, de fapt. Și asta vine din educație, vine din ceea ce zicea Tudor, partea de autoidentitate sau identitate națională.